Pare că șantierul nu va fi închis în curând pe strada 1 decembrie, iar oamenii au început deja să se obișnuiască cu trotuarele decopertate, parcările asfaltate pe jumătate și alei pline de noroi. Deși în urmă cu mai bine de un an se bucurau că în sfârșit și zona în care locuiesc va fi modernizată, după zeci de ani în care nu s-a mai făcut nimic, acum aceste sentimente s-au transformat în dezamăgire. Lucrările din 1 decembrie 1918 nu au fost finalizate nici în acest moment, deși au început de vara trecută. De vină este firma care nu și-a respectat contractul. În aceste condiții, primăria a reziliat într-un sfârșit acest contract și a acționat firma în judecată. După cum bine știți, am fost nevoiți să acționăm constructorul în instanță. Dorim să recuperăm sumele pe care le are ca și obligație acest constructor și în anul viitor să finalizăm lucrarea, bineînțeles, cu altcineva. Când trebuia să termine lucrarea și când ați reziliat? În urmă cu 9 luni trebuia să fie gata lucrarea. Am reziliat în primăvara acestui an. Și despre ce sumă este vorba? Păi, în urma unei expertize în instanță vom avea și evaluarea și suma exactă. Cert e că noi nu am putut să finalizăm, am rămas din lucrarea de 12 miliarde cu 6 miliarde neexecutați. Și probabil va trebui făcut o evaluare și din punct de vedere tehnic asupra lucrării și să rezulte și de acolo o sumă, să vedem ce s-a executat și în ce formă. Făgărășenii care locuiesc în zonă nu au știut ce se întâmplă, au tot așteptat muncitorii să termine lucrarea, mai ales că de vreo câteva luni utilajele firmei constructoare au fost abandonate în parcările de reședință ale oamenilor. A trecut și vara aceasta, însă nici urmă de vreun angajat al firmei care să lucreze sau să ridice utilajele de acolo. De mult timp, de când s-a întrerupt lucrările, cine le mai știe? N-au terminat nici aici? Na, păi nu, cred că nici. Tot așa, mergem și anul ăsta. Au stricat treapta asta bună și au lăsat, dar anul trecut ne-am împiedicat, noroc că n-a fost iarna grea. Și acum văd că tot așa intrăm și în iarnă. Început cam de mult trotuarele, cel puțin, și așa. Început și câte un loc, lăsat câte o bucată, o margine. Lucrări neterminate. Ce să zic? Cam situația cam nu cum trebuie. În alte părți s-a făcut? În 13 s-a făcut? În 13 s-a mai făcut. S-a făcut între blocuri, s-a rezolvat, s-a făcut bine, frumos și eficient. Așadar, până în primăvara anului viitor, când lucrarea va fi scoasă din nou la licitație, oamenii vor trebui să se obișnuiască cu imaginea de șantier a zonei.